Cum vă aduceți aminte de prima ședere aici la Sfânta Mănăstire? Of, când am venit prima dată, Doamne, am dormit pe jos. Era lut în camere și tot. Și nu era nici... Nu aveau nici mâncare, nici haine, nici am încărcat autocare și am venit cu haine și cu mâncare și de Doamne, tăte... Când a început atunci de o arzi mănăstire, am venit cu un autocar de marfă, am adus de material lemnos și mâncare și tăte. Asta, dar de atunci ne-a ajutat Dumnezeu că nu vine să cred ce putu face Măicuța Domnului aici. Că de aia acum am avut și câteva noi, că vedeți ce minuni sunt acolo și ăsta. Am venit, Măicuță, să te mai vedem, să-ți putem necazul care mai avem. Ce ne împlinea Măicuța Domnului, numai dacă vii cu credință și te rogi la ea, dacă nu, ne încearcă, avem încercările. Atâtea încercări zi numai. Dar să-i mulțumim. De tătie, și de rău ca și de bine, trebuie să ne bucurăm și de acela, că știe Bunul Dumnezeu că pentru păcatele noastre ne-l dă. Liniște să ne dea Dumnezeu în lumea asta pace și liniște, să întoarcă poporul întâi la credință. De nu s-a întoarce la credință, e bai. E bai de noi.